La obiective pe care le avem de realizat în comun. Noastră cunoașteți că există acel teren care a fost transferat de armată către Consiliul Municipal, unde urmau să realizeze, dacă bine rețin, vreo 2400 de apartamente, din care 900 să revină armatei. Nu s-a realizat acest obiectiv, a și expirat perioada de 3 ani pentru valabilitatea hotărârii de guvern. Vom discuta cu domnul primar să vedem dacă are proiecte ca să continue acel program și în aceste condiții sigur că vom prelungi termenul hotărârii de guvern. În același timp mai avem două proiecte de locuințe în Cluj. Ele sunt demarate, ele sunt ale armatei pentru salariații armate. Este vorba de un proiect în cartierul Gheorgheni și unul în cartierul Mărăști. Mai am o solicitare de la Ministerul de Interne, respectiv de la ISU, să le transfer de la Someșeni o bază pentru activitatea ISU. Discutăm aceste subiecte imediat după. Domnule ministru, la un moment dat există